Un accident de circulație s-a petrecut ieri în jurul prânzului la ieșire din Reghin către Bistrița. Un șofer din Republica Moldova a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism condus de către o femeie din Bistrița. Până în prezent, cauza accidentului rămâne necunoscută. Ambele mașini s-au lovit de un cap de pod și chiar dacă la prima vedere ciocnirea a fost extrem de violentă, din fericire nimeni nu a fost rănit. Atât șoferii cât și pasagerii aflați în mașină au suferit răni ușoare, fiind transportați la spital pentru investigații medicale. Potrivit polițiștilor, circulația pe șosea nu a fost îngreunată, traficul desfășurându-se în mod normal. Oamenii legii au deschis cetățeanului din Republica Moldova un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului produs.